Când Sălaj au fost descoperite mai multe nereguli sanitar-veterinare cu ocazia unor verificări tematice, principalele nereguli vizând spații comerciale neigienizate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că direcțiile județene sanitare, veterinare și pentru siguranța alimentelor au continuat activitățile de control în unitățile din industria agroalimentară. Au fost efectuate controle în unități care își desfășoară activitatea în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, a altor produse alimentare, precum și unități de depozitare pentru produse alimentare, semințe, legume și fructe. Neregulile constatate au fost sancționate prin aplicarea unui număr de 30 de amenzi contravenționale în valoare totală de 30.200 de lei și prin aplicarea 51 de avertismente. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate amenzi în următoarele județe astfel: Botoșani 7.200 de lei pentru depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, lipsa apă curentă, substanțe dezinfectante, pereți, pavimente, utilaje neigienizate, Brașov 600 de lei pentru condiții de depozitare necorespunzătoare, București 5.000 de lei pentru începerea activității fără a notifica DSVSA București, pavimentul din zona de depozitare materii prime neigienizat, Constanța 600 de lei, neîntreținere spații, utilaje, ustensile, Dâmbovița 4.800 de lei, neîntreținerea spațiilor și utilajelor, etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, comercializare directă fără documente de înregistrare, Dolj 2.000 de lei, lipsă document înregistrare, Olt 2.600 de lei, nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare, funcționare în spații neaprobate sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă, Prahova 1.200 de lei pentru comercializare produse fără acte de calitate, Satu Mare 600 de lei pentru depozitare necorespunzătoare și în Sălaj 600 de lei pentru spații neigienizate corespunzător, lipsă soluții de igienizare, lipsă analiză microbiologică și apă.